Aduni, aduni hârtie, a? Am, dar am maculatură, acasă o grămadă, oricum, am acasă o grămadă, am acasă o grămadă. Oleg, azi la microfonul liber, ca de m-am scris la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și ai vreo decizie definitivă? Am decizii din neaplicarea sechestrului, judecătoarea Panov, Curtea de Apel. Nu, trebuie să consum într-un dosar, trebuie să consum toate instanțele interne. Dar știu de asta. Și ai o decizie definitivă? Știu de asta. Am decizie de neaplicare intenționată a judecătorii Alexei Maria, neaplicarea sechestrului. Acum trebuie să aștept și ședința de judecat, anularea contractului donație. Da, da, da. Apa, ăsta e fondul, asta se judecă. Da, bine, trebuie să invoci eu. Dar să invoci încălcarea unui drept fundamental. Aici ce drept invoci? Articolul 6 cu dreptul la justiție sau ce articol? Auziți dumneavoastră, dacă neaplicarea intenționată a sechestrului și casa e făcută de altă persoană interpusă, înțelegi dumneavoastră? A, și s-a încălcat dreptul la proprietate, ceva de felul ăsta. Da, primarul la ședință... Trebuie să invoci încălcarea drepturilor fundamentale. Că vezi că sunt formulare oficiale pe site-ul Curții Europene, dar n-ai acces la internet. N-am acces, dar să găsesc chestia. Eu să-ți trimit formularul pe hârtie și ai să-l completez de mână. Am scris o dată și mi-o trimis. Am formularul, deși că judecătoarea Alexei Maria, judecătoria Centru, pune ședință de judecat pe 28, 3 luni, de 3 luni în urmă suntem citați, stăți undeva 1 noiembrie. Așa. Suntem citați, numit ședință de judecat pe 28, am o fost, 28.1.2020, îl anunț pe primar și am martor, primar Ion Scribni, domn primar, nu e liberat certificat pentru înstrăinarea imobilului, înțeleg? Dar mă, asta e cerut în instanță. Ce e cerut în instanță? Nu, e anularea contractului donației. Așa. Anularea contractului donației. Deși aia că casa a fost construită din două apartamente a mele care le-am avut de flăcău. Înțeles, ai contribuit cel mai mult, da. Am contribuit soția ne lucrând și o zi până a plecat în Italia, căsătorind în 95, e plecând în 2004, casa era dată în exploatare și locuiam în ea. E nu a contribuit nici cu un leu și vreau să aduc dovadă. Dar primarul a fost atras, primăria a fost atrasă în proces ca parte? Sau ei n-au treabă cu contractul acela? Acum am depus cereri la judecătorie, la judecătoare Alexei Maria, să fie invitat primarul pentru eliberarea certificatului de matriculare, nu matriculare, certificat, dacă nu ai la notar, că cadastral sau cum nu ai la... Titlul de proprietate sau ceva, pământ sau... Certificat din străinare, nu ai la notar. Primărie trebuie să-ți dea așa ceva. Da, de aceea că eu m-am ocupat cu așa ceva și știu, nu ai certificat pentru străinare, notarul nu are dreptul să-ți facă... donații sau contract de cumpărare, sau procură și așa mai departe. Am martor, fost polițist Josan Gheorghe, care de acum a dat și declarații la anchetatorul Curcă Andrian, la Râșcanoca, că soția e amanta polițistului Lozovanu și că casa e construită din apartamente mele care le-am obținut până la căsătorie, îi și martor la nunta mea, că soția neavând nică bocintă tă noaptea și am invocat mai mulți martori, dintre care soția sună și îi sperie și acum chestia că am avut așa, pe 9 decembrie la Pavliuc, amendă 750 lei, pe 19, iar la Pavliuc, judecătoria Ceacana, tot amendă de 750 lei, Ghenadi Pavliuc pe 3 ședințe de judecat, fără avocat și fără acordul meu. Am depus și cereri chinii rău, am tensiune, că ați vomit pe microfoane, domnule Pavliuc, chemat salvarea. Ai avocat, nu-i nică. Pe 19 recuz, dacă văd că pe 3 ședințe de judecat, domnule Pavliuc, Jurnal TV o transmis că dumneavoastră sunteți judecătorul, nu știu cui, al placa și așa mai departe. Încredere. Și nu am încredere. A fost recuzarea în 211-208, Pavliuc că e șeful judecătorii Ceacana, dar adjuncta judecătorii Ceacana, pe treci din nou examinarea recuzare judecătorului, fără avocat și fără acordul meu. Îl las pe Pavliuc, așa și-a fost că e lăsat. Acum, pe 16 februarie, am avut ședință de judecată, pe 23 februarie, da. Da, ianuarie, nu februarie, da? 6 februarie și decizie din mână. Da, da. 16 ianuarie, 23 ianuarie, am depus 3 ori 5 foi A4, în dublu scris. Rog, audiați următorii martori, domnule Pavliuc.
fostul polițist Ciorescu, Josan Gheorghe, Giurgiu Elena, care tot confirmă că polițistul ăsta s-a dus pe 11 mai cu soția pe noapte la Stauceni, noi întorcându-ne... Dar ei și te-au amendat pentru calomnie sau pentru ce? Da, m-am amendat pentru calomnie și am ajuns vorbim despre toate amenzile. Una din trânsele care, uitați-vă dumneavoastră... Dar și s-a plâns polițistul sau soția? Da, s-a plâns pe 11 martie, asta ați fost chemat și dumneavoastră la Ciorescu când v-a chemat și nu știu, nu v-a amendat. Nu mi-a făcut nimic, doar m-a audiat. V-a audiat, da, v-a audiat. Uitați-vă dumneavoastră așa, pe 11 februarie, asta 11 luni în urmă, că e dat la executorul judecătoresc, Iuri Gâlcă. Am fost chemat la, deși e onoarea și demnitate, o pătesc de onoarea și demnitate la Ștefan cel Mare. Adresa aceasta, fiind la sectorul Buicani, înțeleg? Aparținând sectorul Buicani. Dar ce ai în vedere că pătesc onoarea și demnitate? Deci ne-a ta calomniez și înjuri acum sau ce? I-am pătat onoarea și demnitatea polițistului, dar eu am spus, nu v-am pătat nici... Ai pătat-o cu intenții sau ce? Nu i-am pătat-o și asta îi la comandă și așa mai departe și am ușa aduc dovezi. Și zic, dar deși dacă Ștefan cel Mare aparține Buicani, nu se ocupă procuratura Buicani, anchetatorii, poliția Buicani, dar se ocupă. Pe mine mă amendează subalternul Lozovan, care v-a chemat și pe dumneavoastră. Dar te amendează la locul de trai, nu la locul faptic. Nu, dar chestia nu avea drept nici la locul de trai, domnule Bregă. Domnule Bregă, de aceea că ni scoasă viza de reședință. Și dar unde ești acum? Bom, eu nu sunt, da, îi trimit citații, îmi sună pe telefon ascuns și așa de la Procuratura Generală, că știu audiat, eu răspund la tăți. Toate ședințele astea de judecată sunt ilegale, de aceea că mă cheamă direvnic Babuș, izbom și trimite în cerul toate citățile astea, înțelegi dumneavoastră? Sunt ilegale, încă o dată sunt ilegale. Bun, și ai avut ședință pe 28 despre anularea contractului de donație. Judecătoarea, că am depus tot multe cereri, soția a fugit pe 23, a fugit cu... Poate nu a fugit, s-a dus în Șetișor. S-a dus în Șetișor cu automobilul, are, dar i-am spus încă o dată, în lumea civilizată oamenii divorțați. Nu mai vreau să am nici ca femeie cu tine, mă înțelegi? Dă-mi averea mea femeie înapoi. Păi ea nici nu-i contra, doar că să-i rămână casa ei, nu? Da, e bucuros că o scăpat. Dar de acum dorești saraiul de bomb și acela de mai departe. Acum, dar pare și copchii de crescut. Am obținut... Cota parte, oricum se cheamă. Cota parte tot nii eu tăt, înțelegi cum spune? Ei, adică, da. De acum ai pus pe nou și marșă din judecat partajarea averii, dar de executorul judecătoresc Iuri Gâlcă, când ați fost și dumneavoastră chemați la Ciorescu și audiat sau așa mai departe, uitați-vă, mă duc la Rășcanov, consecios administrativ, refuză, du-te la judecătoria Cecana, la Rășcanov, că asta e secrierul, judecătoria secrierul, care mi-a zis, domnul Săgăidac, n-ai înțeles că tot în țara asta se cumpără și se vinde judecătorul și el e mai mare ca Dumnezeu, chiar că n-am știut, nu mă primești. O spus așa judecătoarea și eu avut în vedere, în ședință? Nu, că ei e anticameră judecătoarea președintelui judecătoriei. Așa. E decizii președintelui judecătoriei. Nu în timpul ședinței, dar s-a spus în anticameră. Dar și-a avut în vedere și crezi că a avut în vedere că nu a spus asta, că se cumpără și vinde. Soția tot rezolvă, e regina justiției din Republica Moldova, vărul ei, Tocarciuc Eugen, protejat de deputatul Nichiforciuc, și mă adresez deputatului de la noi din Ciorescu, Păpșoi. Eu am fost când ați venit întâlnirii cu alegatorii. Primarul s-a suit în mașină și a plecat deodată. Domnule Păpșoi, pe circumscriția dumneavoastră se fac fără de legi. Îți deposedat de avere, îți amendat de acum cu 36.500 de lei. Oh, și acum oh. o să le număr pe toate de rândul cu mărghele, înțeleg? Dumneavoastră tașeți. De azi înainte, Andrei Săgăidac, și-am spus dar n-ai plătit amendele, le-ai contestat. Le-am contestat, dar una de acum ai dus la executorul judecătorie. Pentru că a rămas în vigoare, da? Nu a rămas în vigoare. Au zis dumneavoastră, când ați fost la Ciorescu și v-a audiat, uitați, vă rog să filmați, ducându-mă la Cecana, apoi la Miron Costin, îi refuză, contestația îi refuză, eu mă duc la Procuratura Rășcani și scriu contestații, îi scriu să-i trimată șefului pe Rășcani, Miron Costin Paiul, Procuratura s-a trimată pe adresă, să-i trimată lui Paiul, înțelegi? Amenda e pusă pe 11 februarie, căci amenda e pusă pe 11 februarie, eu o contest 25 februarie, 14 zile. În timp, da. În timp, 15 zile, înțelegi? Dacă filmați, sunt 3 amenzi așa, uitați, 11,
din nou. Dar și 11 articole în votă. Pătare onori și demnitatea polițistului Ciorescu, a soției și a viceprocurorului Sângerieni. Da, da, da. Eu scriu, nu sunt de acord. Mă amendează subalternul Lozovan. V-am zis că nu neavând nici vizit de reședinț și aparținând Buicanului. Întreb, de-aia vă rog frumos, spuneți-mi și scrie soția. Adică, soția scrie că o doare cheptul și că îi pătați un de demnitate că o doare cheptul. Soție drag, dacă tu ai dat la divorț, eu te-am chemat la oficiul stării civile, partajare cinstită averii, și vrei tu de la mine a mea? Și de executor. Suferă, ai produs de acum nu mai suferă. Nu mai suferă, are cetățean italian, moldovan, că înțeles că e din Chișinău. Stai treaba ei, viața ei privată. Da, dar ce nu-i dă... Poate să aibă și BMW, nu mă fost. Deci nu-i dă voi la viața mea privată, netăt și nu-i dă nică, înțelegi? Și eu fără din nică nu trebuie să la nimeni, eu zbom și o mă străți. O filmat sandul de hram de anul nou. Îmi pare că dumneata singur i-ai dat, ai făcut act de donare. Stați! Act donație una, dar am obținut ședință judecată, anularea contractului de donație și invitată notar. Ai obținut doar ședință de judecată, dar nu decizie. Decizie o să vedem. Primar... Și s-a amânat. Pe 28 nu a fost ședința. E amânat pe data de 17 februarie. 17 februarie, ora 10:30. E de asta. De executorul judecătoresc Iuri Gâlc, și vreau să-l anunț că am fost la dânsul și am arătat că-s contestate, este să pune sechestru, înțelegi dumneavoastră? De amendă de 11.000 de lei, spune sechestru pe libertăți 8 sarai de bomb și care după cadastral costă undeva 136.000 și 31 august 86.000, înțelegi? Cadastral, dar banii investiți a mei în libertăți 830.000 de euro și acela e 10.000 de euro. Pentru 11.000 de lei nu se putea măcar pe un sector depus amendă, înțelegi dumneavoastră? Intenționat să face, uitați, eu m-ai pus să execut și așa mai departe și mă duc la dumnealui și depun din nou cere să anuleze decizia de sechestru. Deși e că am avocat, e termenul trecut, am zis avocat, spui cu... Și-ar repunerea în termen, înțelegi? Și-ar repunerea în termen, deși e că Alecu Rusoi îi dă avocații. Azi la Cimișlia, de stat. Azi la Cimișlia, mâine nu pot și așa mai departe. Unde a fost domnule executor Iuri Gâlcă, amenda asta și de ce n-am primit de la procuratură răspuns de pe 11 februarie până pe 11 decembrie s-a pus execuția? Și răspunde executorul de răspunsul procuraturii? Dar el trebuie să vadă că n-am primit și nu a fost ședință judecată. Cum s-a plis sechestru? Eu am fost și am arătat lui că fără ședință de judecată. Până acum ai plătit vreo amendă? Nu am plătit, dar aici... Dar cale să încaseze statul banii ăștia pe aici executor. Aici ai execuții de executor, înțelegi? Dar ai câștigat vreun proces verbal, a fost anulat vreunul. Nu, că nici o amendă urmează. Am ședință de judecată, Dar ce se întinde așa de mult? Trebuie să dureze câteva luni, maxim, nu? Ăsta administrativ sau contravențional trebuie să dureze puțin ședințele. Când întreb unii ședințe judecate, spun 3 luni de zile. Am înțeles. Când lor, repede merge, o dată în săptămână, Ia că am la inspecția muncii, la stabilă. Plângere. Da. Lucrând la Petrom, Calea Orheiului, luna mai. Când era asta? Contract de muncă, în an. Anul trecut. Cu contract de muncă, nu îți plătește leafa, înțelegi? M-am adresat în judecată, am avocat de stat Negrei de București 60, am avut 3-4 avocați aici. Se numește ședință judecată 3 luni, așteptăm. Acum, pe 8 februarie, peste 3 luni, iar nu se prezintă nici agentul, Alexei Ivanov, înțelegi? Nu se prezintă nici el. În ședința judecată, nici avocatul lui, înțelegi? Dar litigiile de muncă trebuie rezolvate rapid. Eu vreau să pe calea asta, vreau să spun. Alexei Ivanov, ai zis, zrea te sagăda, că Andrei, zrea te bori, să nici ceva, nicăgda ni izmieță vă tăi străine. Izmienița, pentru că tu budiși mele plătiți nu eti 3 mesiță, или месяц, который я работал, будешь платить cedo, уже имеет год, думаю, он де зили. La CEDO te judeci cu statul, nu te judeci cu Petrom sau cu vecinul. La CEDO te judeci cu statul că nu ți-au respectat drepturile fundamentale. Mă judeci cu statul, găsesc, el nu se prezintă în ședința judecată, judecătorul în conflict de interes și așa mai departe, înțelegi? Acum mergem la Alexei Maria, judecătoarea sectorului centru.
Poftim, am depus cereri să fie chemați în ședința de judecată, citat și aduși forțat. S-a găidat Adelina, fiica, și ni-i făcut acum casa în persoană interpusă. Notarul public Olga Golubciuc, fiind de Cornelia Cozonac, investigat jurnalistic, prin soțul ei, viceprocuror Chișinău, deposedau oamenii din 90, dădeau bani pe raspiscă și deposedau de averi. Notara nu vrea să prezinte ședința de judecată. Primarul Ciorescu, pentru eliberarea ilegală a comanda certificatului de competență. Cetățanul italian, a soției, amant, nu și mai este, el nu m-a interesat și nici el, înțelegi? Și chema pe toți martori în proces. De aceea că soția la garaj pune coniac, de asta, sir italian. Că și te rog de invidia că ea are și nu. Că vecinii și toți împotriva mea, înțelegi dumneavoastră? Am fost urmărit de Dinu Cravcenco, care îi spune, Andrii Sagaidac nu se amenință, datorită lui tu ești în Ciorescu, acum că eu ți-am vândut casa, Senia Mititel, stând zi la zi, că aveai tensiuni și salvările și așa, stăteam lângă tine, Maxim Scribnic și așa mai departe, să țineți minte, sunteți în deposedarea mea de averi, sunteți partaj. Până nu răspundeți, nu mă lăs, încă o dată vă spun. O și chemați în judecată, la audieri, la anchetatori și așa mai departe. Anchetatorii curcă Andrian, 25 de ani, spun, dar jelu-te mă ca și la procurorul general, nu ne temem de nimeni, vă dați seama și justiția aici. Am zis, ni s-a luat averia, ni s-a luat viza de reședință și așa mai departe, mă duc și șer. Vă rog frumos să retrageți cetățenia Republicii Moldova. Nu vreau să mai știu. Cetățean, vindeți-o cuiva cu 100.000 de euro. Poți numai dacă ai altă cetățenie. Poți renunța la cetățenie moldovenească dacă ai alta. O să mă sun în autobuz și să mă duc la Germania și să dați-mi, vă rog, de mâncare. Am fost concediat din serviciu, zbom și o mastrez, o sandu de... Dar poți trebuie măcar pașaport biometric, altfel nu poți călători. Pașaportul biometric ne-l ține sechestrat soție, ne-a dat o leacă de haine, dar nu ne-a dat. Duci și altul, ai buletin, duci și altul. Pașaport, da, de... concediat la serviciu și așa mai departe. Și să-l faci. Ei credit. Dacă îți duci în Germania, plăteați creditul Vasile Costiuc. Stați, Oleg. Am fost la Tagaier, am fost o grămadă de firme și mă adresez agenți economici cinstiți, șofer, businessman a fost, am idei și vânzare, cumpărare și așa mai departe. Special nu mai e nimeni la serviciu. Primarul ne-a propus, primarul Ciorescu ne-a propus, dacă vrei gunoier, domnule primar, gunoieri e soția ta la jec, frate dumneavoastră, așa mă rog, nu există profesie rușinoasă. Sunt profesii necesare, da. E foarte bună. Frații, el nu vrea gunoier, el vrea ministru să-l fac sraju. Stați o leacă puțin. Viceprimar. Fratele lui e și șofer și inginer la jec și are 15-20.000. Dacă e frate. E foarte priceput. Apa, am scris și aniu, a fost și aniu și nu sunt dovezi. Avocatul poporului îmi dă răspuns săptămâna asta, el se ocupă de administrația publică locală. Domnule avocat a poporului, ce mai pune și promovații de Uniunii Europene, 23-48-00 telefonul ăsta, dacă nu promovați ideile. La Ciorescu, oamenii sunt concediați din serviciu, număr rudele să stăt locul. Eu nu am vrut, Andrii Sagaidac a schemat într-o zi, dar cu permisiunea jurnaliștilor, în Ciorescu, la proteste de mare amploare. Andrii Sagaidac nu pretinde la funcția de primar, de viceprimar, de consilier și așa mai departe. Eu am vrut să vă arăt că lumea în Ciorescu, de polițistul șef Ciorescu, de primar, de preot, de șef, de asta, directorul de școală, care îmblă prin toate coalițiile de guvernare, el scrie pe internet. PLDM s-a dus, aderăm la PD. S-a dus PD, aderăm la acum. E și unionist, chiar știi că l-am dus. Dacă trebuie și unionist. L-am dus eu prima zi în taxi. Și Dodon se vede și unionist astăzi. L-am dus la Botanica de acolo. L-am dus la Botanica cu taxiul, că am lucrat cu taxi spre Ciorescu. M-a concediat, că ăsta prea multe vieți, prea mult știi. În Ciorescu, primăria, biserica, școala, poliția, sunt centri de business private. Și răspundeți spre aceasta. De aceea... Instituții de stat, hai, nu exagerați. Instituții de stat. Ni s-au pus să plătesc amendă 4.000 de lei construcție neautorizată, cerându-ți 15.000 și este om pe lista în primărie,
femeie, cel din primărie, a vrut să-mi dea lista de acolo, care un om care a plătit 15.000, înțelegi? A venit omul după hotare, a făcut un sarai lângă gard și l-a amenințat de molare. A plătit mită, nu taxă oficială, amendă mită, la primărie. Da, la biserică plătești, nu-l prins cu mită. Eu am plătit 4.000. Biserica nu-ți dă document. Poftim? Și eu am vrut să dovedesc lumea așa de sparietă în Ciorescu și după uși, garduri, s-a ascuns și așa mai departe. Am candidat independent să le dovedesc lumea fricoasă și, Doamne ferești, sistem de primar, de polițist, tremur înaintea lor. 50 de semnături trebuie să strâng, nici o semnătură așa de fricoasă lumea. Eu deci asta am vrut să dovedesc, eu nu pretind. Azi chem la proteste de mare amploare și oameni buni ieșiți și liberați odată primăria și candidat cine-ți vrea, vă spun încă o dată, Andrei Stagadac, n-a să candideze la... Vreau primăria, poliția, biserica, școala și liberă. Cu prietenul meu, Vasile Leac, luptător război de Pinistru, care moare de foame acum la Bălț cu patron în spate, ne ducem în școală din 1 septembrie, directorul nu-mi permite să intru în școală. Stai, domnule direct, dar și ați privatizat și școala în Ciorescu, biserica, primăria. I-am spus primarul, pentru și macheni la violența în familie, vin tăți bețâri și vine Andrii Stagadac, tu știi că lucrând în 90... Dar și eu decis în dosarul acela cu violență în familie? Era dosar penal sau...? E dosar penal, Oleg, că acum, pe 11 februarie, din nou ședință de judecată, i-am scris avocatului Bajurian, vă rog frumos, toți avocați care cu Stagadac Andrei lucrați, nu dansați la ambada și băsmăluța cu judecătorii. Nu merge, voi știți destul de bine. Înainte de ședința de judecată, eu singur mă apăr, scriu cerere de apărare a mea, că pun câte 10 foi dubli și așa mai departe. Descris tot amănuntul că eu nu am vinovăție, înțelegi? Și gândești, avocații nu scriu nici o cerere. O să te apără în ședință, ați văzut ședința precedentă. Refuzați martorii. Doamne judecătoare Muntean Vasilița, pe 11 depun din nou cere și vă rog, de acum, fostul polițist Ciorescu, Josan Gheorghe, care i-a ratat lui Zovan venind în Ciorescu, cum se lucrează în poliție, lui Maximilian, în viață, datorită că polițistul s-a luat pistoletul, înțelegi? Și vrei să fie audiat ca martor? El a fost audiat la anchetator, da. Acum să vină în ședință judecată. A doilea, domnul Zovan, în zadar tu sperii martor, încă o dată spun. Giurgiu Elena, raionul Sângeriei, Chișcăreni, făcând cunoștință cu dânsa, că a fost la microfonul liber, nu a vorbit, asta e dovadă că e fiind Ion Escroc, Ion Surugiu, amagit, băgat în credite de 100.000 de lei, el jucând la automat și așa mai departe, fugind după aceea în Anglia, la mine în casă o amenință, ușide-te în neacte, spânzuri-te, eu, zic, stai uleac, ce înseamnă asta? Filmează-te, după aceea îi șantajează mama de la Sângeriei Chișcăreni, fișorul, o duc la spia mai ei, asta e dovadă că eu am martorul ăsta, e amenințat acum să închizi telefoanele, așa face lui Zovan, amenință martor, o duc la spia mai ei de punicere, o duc la Procuratura Generală de punicere, o duc în Ciorescu pe strada Tineretului 53, femeia care pot să confirme că eu am cunoscut-o pe Elena asta, Giurgiu, înțelegi? Venind de la Afganski Park la ora 10 cu ultimul autobuz, în autobuz, Suceanul îl văd pe băietul ăsta de stradă Chișinăului, care pe 11 mai era autobuz, o văzut, dar soția a fost urmărită de mine, apoi de polițistul ăsta, Josan Gheorghe, pe 30 septembrie, a doua oară, că se duce cu dânsa pe noapte și dosarele toate sunt făcute la comandă. Îl văd pe băietul ăsta, ne coborâm. Lena, noi trebuie să coborâm cu o oprire mai înainte. Vorbesc cu băietul ăsta, tot el rus și așa mai departe. Serioja, și tot, hoceși băti umenea, svidetele, vom și-o slucilă și umenea, dar noi cândva am avut apartament împreună, s-au repartizat loturile, eu l-am cumpărat lor, s-au repartizat, am tot pe o stradă, numai el în capăt, eu 58. Tăștoghe, Andrei, ea îi vede, nu a nimenea să-i dea, tu biut, ștoghe, șute și încolo încoace. Umenea, tot jos Lozovanul, 26 sentembrie, sud, omenea, mă amendează, înțeleg? Dar asta era undeva pe 16 septembrie, de unde eu știu că în timpul acela era ultima zi de lucru la serviciu, l-o concediat sau l-o sacrașieni, l-o, da. Cum pe moldovenesc și așa mai departe.
Сережа, давай я иду 26 сентября, я сначала с тобой иду свидетелем и скажу, что делает этот Лозован Чоресков. Потом ты со мной 4-го, после 2 саптамени, представляешь? Сидуща хаса, со святитку мама, ну что, еще, o refuzat. Eu am telefonul și depus telefonul la domnul Pavliuc. El a refuzat, dar dovadă este Ileana asta și Surugiu, care știe toți oamenii că într-adevăr au auzit convorbirea asta și așa mai departe. Și zice că, băi, Serioja, pe ce mu tebe ștrafuit Lozoban? A знаете, pe ce mu? Я в Гоян пошел, и двое моих друзей побил двоих, потому что они поставили большую дозу наркотиков моему другу, и он умер, înțelegi? Apoi domnule Lozovan, așa e extradă, e zgumarea trupului și o să vieți și faci tu un Ciorescu. Ai protejat furturi de automobile, business-uri ilegale, taxi spre Ciorescu. Îmi zici și domnul s-a gădat câmbli fără cure. Domnul Lozovan, polițist, dacă m-ai filmat, amendează-mă. Deși îmbli cu numeri albi. Băi, Lozovanule, numeri albi, șeful taxiului care îl protejezi tu, Dima... fost polițist, îl cheamă și el într-o parte, am fost ole concediat. L-am sunat cu fostul ăsta polițist, Josan Gheorghe, băi Dima, și faci, îl cunoștem pe tata, atunci și mai... Nu, omul ăsta ne-a spus și e concediat. Soția ne-a zis, tu în taxi expres, nu mai lucrez. Având eu 3.000 datorii în firma asta, el mă concediază, înțelegi? Despre ce merge vorba aici? Ei, jele, tăți împotriva mea tale. Poftim? Tățe sunt împotriva mea tale. Îi depus sechestru, este tete, este al lui Lozovan. Despre judecătoare am vorbit. Am joi, data de 6, aștept decizia judecătorului Pavliuc. Am spus, care dosar? Pe o amendă? Amendă 750 lei, președinte judecătorii Cecana se ocupe de mine. Și încă și interesant, că am avut avocat Igor Șpac și interesat că avocatul Igor Șpac, domnul Sagheda, puteți și dumneavoastră judecător, înțelegi? Mă duc la procurator, mă amendează procuror, așa, Caragileascu, înțelegi? Cristina Caragileascu. Mă duc, avocat de un stătem procurator, domnul Sagheda, că eu mă să-l ies într-o 110, hai rebi. Mă duc, semnez, nu sunt de acord amenda, înțelegi? Nu sunt de acord. Bun, avocatul rămas să conteste, să se lege și așa mai departe. Și gândiți, fiind la Alecu Ruso, de aceea că avocatul Igor Isac, data din 9 decembrie, nu se prezintă intenționat în ședința judecată a lui Pavliuc, înțelegeți? Mă duc să recuz. Genade Roșca, avocatul din oficiul teritorial Alecu Ruso 1, zic că recuză, sun pe dânsa că domnul Saidar vrea să vă recuz și așa mai departe. Auziți dumneavoastră, dar am găsit o urmărire penală. Băi, domnule avocat Isac, și urmărirea penală a lui Săgăidac Andrei se găsește la oprire de trolebus, știți în ce? Dar și relevanță are urmărirea penală. El trebuie să te apere într-un caz contravențional, n-are nicio legătură cu urmărirea penală. Da, și el a contestat-o și urmărirea penală la alt judecător, Martinenko. 16 am avut la ora 10 la Martinenko și la 12 la Pavliuc judecat, înțelegi? Sau poate pentru aceeași faptă urmărire penală și încearcă și să te amendeze și să te bagi la pușcării pentru aceeași faptă. Ascultați dumneavoastră încoace, cum pentru o amendă 750 lei, care am spus că e ilegală și din nou pătarea onorii și demnității. Ei, cu asta ne-am lămurit. Suntem ce zic Pavliuc pe 6. Da, da, auziți dumneavoastră. Joi sau când e 6? Dar joi pe data de 6, ora 10:30 e decizia judecătorul Pavliuc. Eu i-am depus, am 15 cereri, A4 în 2 exemplare și rog, domnule Pavliuc... Nu contează volumul, contează conținutul, degeaba scrie 100 de cereri dacă... Foarte bine, dar eu domnul judecător Pavliuc, i-am spus, domnul judecător Pavliuc, rog să invitați, și nu invitați, dar citați și aduși forțat Josan Gheorghe, fost polițist, și nu eu audia. Raionul, deci nu, și decizii nu, te aștepți cu scoată șase. Eu sunt convins, 750 de lei amendă și porniri, 7 la Martinenko, pornirea urmăririi penale. Pentru aceeași faptă. Pentru 750 lei, înțelegi? Dar cum urmărire penală și amendă? Nu poate fi două pedepse pentru aceeași faptă. Ilegală la comandă, deși e că am cerut procurorului Caragileascu... Facem scandal, ne vedem duminica viitoare și ne povestești. I-am spus procurorului Caragileascu să aducă dovezi.
I-am trimis mesaj, de acum onoarea și demnitatea nu mai merge ca aparținii Buicanului și am vorbit despre asta. Nu pot să mă amendez. Să vezi că poate să te amendeze și pentru interviul de azi, așa că... M-am amendat la Cricova, șeful, comisarul Vremelic, 15.5, rotarul Nicolae, fără participarea mea, înțelegi? Se mai întâmplă și eu am fost amendat, nu mă mere deloc, tot de la Râșcani, tot de la sectorul Râșcani. Pe urmă, șefa de post, tot rotarul, tot 5.000 de lei. 5.000 de lei amendă, dar păi e enorm, e foarte mult. Cristina Șefciuc, la Buicani, 5.000, am așa, 11.000, 15.5, 5.000 Cricova, 5.000 Buicani, înțelegi? Te-a ruinat, când am, când am vorbit despre, când nu e...